Circuitul apei în natură, poveste pe înțelesul copiilor. Salut! Eu sunt profesor Umezeală și îți voi povesti totul despre apă. O poți numi ploaie, o poți numi zăpadă, o poți numi grindină sau o poți numi lapoviță. Dar tot apă este. Te-ai întrebat vreodată cât de bătrână este apa sau de unde provine? Răspunsurile te pot surprinde. Data viitoare, când vezi un iaz sau chiar un pahar cu apă, gândește-te cât de veche ar putea fi apa sau cât de bătrână ar fi apa. Vrei cu adevărat să știi? E, așa am crezut și eu. Te-ai spălat pe dinți în această dimineață? Ei bine, o parte din apa pe care ai folosit-o ar fi putut cădea din cer ieri sau cu o săptămână sau cu o lună. Este destul de nouă. Dar o parte din acea apă este foarte veche și este din timpul dinozaurilor sau chiar mai de mult. Sau poate este ceva mai nouă, ca de pe vremea când faraonii construiau piramidele. Vezi tu, există o cantitate limitată de apă și ea se reciclează. Da, continuă să se învârtă și să se învârtă, iar noi numim asta circuitul apei în natură. Da, ai cumva o întrebare? Nu este un jet ski sau o bicicletă pentru apă, nu este ceva ce o poți călări. Este modul în care apa continuă să se învârtă. Lasă-mă să îți explic. În primul rând, aș dori să spun că apa este foarte importantă. Imaginează-ți un lac gol. Peștii ar fi foarte nefericiți. Imaginează-ți un ocean gol. Ziua ta la plajă ar fi ca și cum ai merge într-un deșert. Și, din moment ce ești alcătuit preponderent din apă, hai doar să spunem că ai fi mult mai ușor. Circuitul apei în natură are 4 părți. 1. Evaporare. 2. Condensare. 3. Precipitații. Și 4. Colectare. Evaporare. Când apa dintr-un ocean, un lac, un iaz, un râu sau un pârâu este încălzită de soare, aceasta se transformă în vapori sau aburi. Apoi plutește în aer. Desigur, când ești afară într-o zi fierbinte sau faci mișcare, transpiri. Ei bine, ghiși ce? Și aceasta se evaporă. Ce zici de acele picături de rouă de pe frunze sau iarbă? Da, și ele se evaporă și devin o parte din circuitul apei în natură. Condensare. Pe măsură ce vaporii de apă se răcesc, se transformă din nou în lichid și apoi se transformă în nori. Precipitațiile. Când aerul din nori nu mai poate reține lichidul, acesta cade înapoi pe pământ. Apa se întoarce în diferite moduri, în funcție de temperatură și de locul în care coboară. Poate cădea sub formă de ploaie. Sau poate cădea ca zăpadă. Știați că nu există doi fulgi de zăpadă la fel? Toți fulgii de zăpadă au forme diferite. Se poate întoarce ca lapoviță, care este o ploaie aproape înghețată. Sau poate veni ca grindina, acele bile înghețate de ploaie care pot de fapt să spargă geamurile și să distrugă mașinile. Colectare. Indiferent de modul în care coboară, este colectată și depozitată. Poate cădea în ocean, lac, iaz, râu sau pârâu. Dacă cade pe pământ, se poate rostogoli într-un râu sau poate fi aspirată de sol. Poate chiar să treacă prin sol până la un lac sau râu subteran pentru a fi folosită mai târziu. Acum, ce se întâmplă mâine când iese soarele? Așa este. Circuitul apei în natură începe din nou. Ups! Soarele a ieșit. Dar nu vă faceți griji. Profesorul Umezeală va reveni. La urma urmei, face parte din circuitul apei în natură. Evaporare, condensare, precipitații și colectare. Știința nu a fost niciodată mai distractivă ca acum. În această poveste găsiți toate informațiile pe care trebuie să le știe un copil despre apă, ploaie, lapoviță, grindină și despre circuitul apei în natură.
profesorul Lumezeală învață pe cei mici să citească și să vrea mai mult.